Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț s-au întâlnit în Comisia Paritară în vederea semnării contractului colectiv de muncă la nivel de ramură. Comisia Paritară a Inspectoratului Școlar Județean Neamț a fost semnată în baza contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate, învățământ preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale cu numărul 78 din data de 22 februarie 2017, contractul colectiv de muncă unic la nivel de învățământ preuniversitar Neamț. Semnarea contractului nu este o noutate în sistemul educațional și apare ca o reală nevoie de a reglementa relațiile de muncă dintre angajat și angajator, conform legislației în vigoare. Contractul colectiv urmează să fie transmis spre înregistrare Ministerului Consultării Publice și Dialogului Social, moment din care își produce efectele. După înregistrare la Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social, documentul mai sus menționat va fi postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț și pe site-ul Sindicatului. Contractul colectiv de muncă reglementează relațiile dintre cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul de îngrijire din sistemul de învățământ preuniversitar în raport cu angajatorul respectiv, Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Contractul colectiv de muncă va fi înregistrat la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prevederile sale devenind obligatorii.